Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, la care este afiliată și Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava, a dat guvernului un ultimatum prin care a cerut soluționarea mai multor probleme cu care se confruntă în acest moment angajații din educație. În caz contrar, se ia în calcul grevă în învățământ. Președintele Federației, Simeon Hâncescu, a explicat pentru Bucovina TV care sunt nemulțumirile majore în educație. Acesta spune că unii colegi din personalul nedidactic pierd bani din salariu, câte 200 de lei pentru cei cu jumătate de normă, iar cei care au un sfert de normă vin cu 54 de lei de acasă. Pentru că toate contribuțiile sociale se plătesc la nivelul salariului minim pe economie, chiar dacă aceștia au venituri mai mici. Cam toți sunt încadrați la salariul minim pe economie în acest moment, 1900 de lei. Dacă el are jumătate de normă, înseamnă că are brutul 950 de lei. Din 950 de lei, dacă îi scazi 665 de lei, practic el prestează muncă pentru mai până în 300 de lei. Dar situația mai ciudată și gravă este că cei care au un sfert de normă, practic trebuie să dea din buzunar. Deci nu acoperă salariul brut pe care îl are acea persoană, dă-le către stat. Și ar însemna să vină cu bani de acasă. O altă nemulțumire majoră, care este de fapt de anul trecut, odată cu discuțiile legii 153 și după ce a intrat în vigoare legea 153, este legată de lira de salarizare pentru învățământ. Din nefericire, personalul didactic de predare este poziționat în treimea inferioară a grilei, mai concret, între coeficienții 1,64 și 2,76 pe o scară de la 1 la 12. Și în timp ce pentru aleși regulile sunt altele, au coeficienții din grilă care se mulțesc cu salariul minim pe economie. Și ce este și mai revoltător, că ceilalți salariați din administrația locală au salariile calculate în raport cu salariile aleșilor. Și s-a ajuns la o situație impardonabilă, ca, de exemplu, un șofer să ajungă la 3.515 lei, iar un profesor cu 25 de ani de muncă să aibă sub acest salariu în acest moment. Dacă în două săptămâni, aproximativ, nu vom fi invitați să discutăm și să stabilească un calendar, să vedem care este poziția guvernului referitor la aceste probleme, atunci vor începe protestele, probabil pichetări în primă fază, dar avem semnale din teritoriu, sunt oameni care ne cer, care vor să declanșăm și greva generală.